Băi, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Să trăiască nea polițaiu! Da, din păcate vin să vă răspund și eu cu anumite lucruri pentru fiecare. Că primesc tot timpul. Am primit niște mesaje, am primit și ce să scrie despre mine, a.k.a. YouTuberul care stă cu mămica la 30 de ani în casă. Nu contează lucrul ăsta, frate. În fine, nu contează lucrul ăsta. Mi s-a reproșat că am avut 400 de abonați când am intrat pe serverul lor și aveam 1000 și ceva de abonați când am intrat pe server la House România. Acum mai nou vrea să-mi dea videoclipurile jos, dar nu știu dacă o să poată să mi le dea jos, pentru că teoretic nu e ceva copiat, e ceva făcut de mine. Teoretic nu știu dacă poate să-l dea jos. Nu știu dacă poate să dea reporter, poate să, în fine. Mi s-au adus niște vorbe grele, că eu mă plâng de fapt că... Eu m-am plâns, de fapt, da, că mă plâng pe live-uri și că... Mă plâng pe live-uri și zic, dramatizez că... Vai, Doamne, m-au dat afară, m-a lucrul de-asta. Bă, frate, eu de-aseară de când am fost și a fost live pe ședință, da, am fost live pe ședință. De-aseară erau toți care au fost pe live, am fost vreo 30 de persoane. Toți care erau au zis când mi-am dat, când am zis singur cu gura mea că nu mai vreau gradul. Nu m-am plâns, nu mi-a făcut reclamă, asta încerc să vă spun încă o dată, nu cred că mi-a făcut reclamă pe cărca lor, pentru că așa gândesc. Din moment ce m-am jucat la ei pe server, era și normal să am și un beneficiu, nu? Pentru că făceam live tot timpul. Și când am intrat eu, erau 50 de oameni, frate, nu erau, cât sunt acum, 200 și ceva de persoane. Cum a zis Barbone, că dacă nu lua, bine, nu contează, în fine. Și acum am spune că toți care i-au fost dați afară și mâncam eu de căcat, care nu știu de care am mâncat eu căcat, chiar o să sunt curios de cine am mâncat eu căcat, îmi spune că, vezi, Doamne, că eu acum sunt prieten cu ea, că ăia sunt ultimii mei susținători pe live. Bă, sincer, nu e așa, că dacă era așa, cred că nu mai aveam oameni. Nu mai făceam câte 300-400 de view-uri la un videoclip. Nu neapărat că sunt oameni după house, n-am zis că nu sunt oameni după house, poate sunt și oameni după house care încă se uită la mine. Nu vrea să se mai uite, e simplu, butonul de dezabonare, la revedere, nu mă interesează. Tot o să continui cu YouTube-ul, nu o să renunț niciodată la YouTube. Indiferent că am 30 de ani, cum mi se spune că am 30 de ani și că, domne, că stau cu AKA, YouTuberul care nu știa. Bă, frate, eu nu m-am jucat în viața mea 5M, înțelegeți un lucru. Și când m-am dus în pe house, era la început de 5M. Și nu aveam anumite ore pe 5M, aveam câteva ore, 3 ore, 5 ore, ceva de genul. Și nu știam ce sunt alea, meta, ce e aia, ce e aia, ce e aia. Fiecare, frate, că toți am luat-o de partea de jos. Acum își bate pula de mine pe anunțuri că nu știam ce e la meta pentru un amăr de admin și că mă oftic eu că au luat alții grade mai mari și că deja dramatizez problema. Nu pot, nu dramatizez nimic. Clar, cu inima mi-am spus că nu am, mai am nevoie de grad. Am renunțat la grad. Eu știu că aseară s-a filmat, oricum a filmat tot, a fost toată ședința în care am spus clar cu gura mea că eu renunț la grad. Nu a spus nimeni că m-ai dat afară, că n-am zis la nimeni lucrul ăsta. Nu am fost un jegos de om să zic vreun lucru urât despre voi sau despre cineva după house sau să zic despre serverul de house, indiferent că am plecat de acolo. Nu am zis absolut nimic. Dar deja, frate, să primesc anumite mesaje de la toată lumea cu aia, să-mi dea mulți, frate. Deci nu zic unul. Să-mi dea că mă dramatizez, că plâng, că pula. Nu mă dramatizez, frate. Și chiar dacă stau cu mămica, e fix problema mea. Nu trebuie să intereseze pe nimeni cu aia lucrul ăsta. Deci avem primul mesaj. Ca să înțelegeți. Ca să înțelegeți. Eu nu zic nimic, frate. Eu vă arăt adevărul cu aia, care nu vreau să vorbesc. Eu aștept să-mi arate și mie adevărul că sunt un gunoi sau cum mi-a spus el. Bă, arată și mie, frate, că eu nu cred că am venit și m-am plâns la tine că ăla e prost, că ăla e ăla, că ăla nu știe, că ăla nu face, că ăla nu drege. Nu cred că am făcut lucrul ăsta. Aici că-mi dă videoclipurile jos, frate. Aici că mi-a zis că-mi dă videoclipurile jos cu aia, că nu înțeleg de ce că l-a deranjat pe el că-mi dă mie videoclipurile jos. Cam 1000 am numai cu aia, de jumătate de canal am numai de după gen după server cu aia, care gândiți-vă că eu m-am chinuit să le fac pe alea, frate. De ce m-am chinuit să le fac pe alea cu aia?
Și n-am dramatizat nimic cu ei. Iar altundă iarăși ceva. Eu, întâmplător, am auzit pe live-ul, pe ultimul live al lui Vlad, aici niște vorbe care nu au picat bine, așa că vorbim, hai să vă spun cum stă treaba cu domnul Vlad Marian, a.k.a. YouTuber malefic, care încearcă să, care încă stă cu mămica în aceeași garsonieră la 30 de ani. Boss, nu stau în garsonieră, stau în apartament cu două camere, să știi. Îmi pare rău, Vlad, ai încercat să împătez numele comunității, așa că e timpul să dăm cărțile pe față. Deci, bun, aici a dat cărțile pe față, dacă, că vezi, doamne, că eu n-am știut atunci, știi? Și aveam 400 de abonați. Nu, boss, aveam 1000 și ceva de abonați când am venit aici. Mă jucam CS cu aia, într-adevăr. Mă jucam mult CS 1.6, mult CS GO, ca să știți de la mine. Și mai făceam Omegle. Nu am venit cu 400 de abonați și când am venit nu ți-am cerut nimic. Ți-am cerut decât un sponsor meniu. Și m-am bucurat pentru sponsorul ăla meniu cu aia. Ca să știți de la mine. Pentru că era ceva care e, na, zi, m-am apucat de 5M, am și eu un lucru de la cineva, stau să mă joc continuare. Ca să înțelegi de la mine, nu a fost o curvă penală să vorbesc pe la spate sau să spun de tine lucruri urâte sau despre Anaconda sau despre oricine. Coaie, indiferent că am greșit și că am făcut, eu am, aseară, am zis, uite, afară, na, da, și, vit, și fii atent. Pe House când, în 400 de subscribe, dar sincer nu vreau să scot ochii despre asta. Chiar nu-mi pasă, dar data viitoare când încerc să par victimă pe live-uri, le tale, culmea, vorbind cu oamenii care au fost dați afară și tu când erai aici vorbeai căcat despre ei, acum îți sunt prieteni că ți-au rămas ultimii susținători pe live. Nu e așa, să știi, eu poate ai fi greșit și eu, nu zic că n-am greșit, poți să postez câte idale vrei, să-i dai arăt la toată lumea. Eu am ales să mi se scoată gradul, am și specificat, eu am ultimul live și o să vă arăt live-ul, o să vă tai o parte din el și o să vă arăt live-ul când eu am specificat că eu renunț la grad, accept să mi se scoată gradele. Nu am plâns că mi s-a scos gradele, toată lumea m-a întrebat chiar ce s-a întâmplat. Asta a fost decizia mea, iar acum primesc după una, 12 luni, cam așa, după una și două luni, primesc dovezile astea, știi? Care pe mine poate chiar mă deranjează. Adică, indiferent, Denis, că oricum și costă să te uiți la videoclipul ăsta, indiferent că stau cu mama, că stau cu tata, nu-i problema ta, frate. Chiar nu-i problema ta. Eu nu ți-am, n-am venit la nimeni să mă plâng, că bă, n-am de mâncare, mor de foame, plâng. Și că am pierdut banii la aparate eu, și că am vrut să pun ștragul de gât. Coaie, n-am zis niciodată lucrurile astea, coaie. N-am zis niciodată lucrurile astea, că să-mi pun ștragul, auzi? Coaie, dacă era așa, în fine, nu mai contează. Nu mai contează lucrurile astea. Eu vreau doar ca să înțelegeți un lucru. Nu am nimic cu nimeni. Nici cu tine, nici cu ăla, nici cu ăla. Ăsta e ultimul videoclip care o să fie despre House. Eu nu am mai vorbit despre House. Toată lumea m-a întrebat ce s-a întâmplat. I-am arătat la fiecare ce s-a întâmplat. Și dacă de aici s-a tras deciziile. Eu nu m-am plâns că m-ai dat tu afară sau m-a dat Anaconda. Nu, frate, am zis că am renunțat clar singur. Și 400. Eu aveam 1000 și ceva cu aia de abonați când am intrat. Și țin minte, și am și poze când aveam canalul cu aia. Dar în fine, nu contează asta. Da, și cu urmăritorii, care nu vor să rămână, sunt liber să dea, frate, dezabonare, să nu se mai uite la videoclipurile mele, că nu trebuie să fie obligat nimeni să uite despre la videoclipurile mele cu aia, că chiar nu are rost. Abonații faci, frate. Muncă din muncă cu aia, muncești, că dacă nu muncești, nu faci. Și cam atâta, frate. Adică, nu știu ce să vă mai zic. Eu nu am vorbit pe nimeni de rău. După serverul ăla, eu nu m-am luat de pe nimeni cu aia, că trebuia să fac treaba de staff, da. Eu nu am întrebat pe ăla că de ce stă cu ăsta, pe ăla că de ce stă cu taxul, că pe ăla de ce stă cu aia, pe ăla. E treaba fiecărui, frate, care dacă stă cu ăla, cu ăla, cu ăla. În fine, nu mai contează. Așa că dacă nu vreți să te mai uiți la videoclipurile mele, frate, și ești după House, poți să dai dezabonare, frate, că nu e nicio problemă. Chiar nu e nicio problemă. Și acum am rămas cu 3-4 susținători. Nu, frate, nu e nicio problemă. Aia e, o să am 5-6, nu contează, frate. Eu încerc să mă ridic așa cum m-am ridicat în continuare, nu că m-am ridicat și lucrul de-asta. M-am ridicat, vai, doamne, și acum sunt cel mai șmecher și pula mea. Nu, cu aia, încerc să mă ridic cum pot eu. În fine, frate. Față la perete. Agent junior de la Poliția Română. Ia-l! Ia-l că mănâncă pui. Haide, mă, să mergem. Am droguri, am organe, tot ce vrei. Da, mă, fraților. Da, ce să mai zic. Bă, stai că ăla-i bubă. Mâinile jos. Hai. Arde-o.
n-am ce să mai zic cu aia, că dacă mi se mi s-a ajuns la lucruri de astea deja mi se, nu știu cum să vă explic. Mi s-a aiurit așa până la. E fură, bă. Ăla-i cu but. Du-te și de pistil că îl încătușează. A, e al nostru? Da, bă, îl încătușează, du-te, dă-i pistil. Asta e, frate. În fine, nu mai contează. Pare rău pentru... Trei pistii, băgănești. Mamă! Te-ai zbine, domn polițist? Colegul, ești bine? Domn polițist, aveți treabă cu el? În fine, asta e. Bun! Băieți, v-am zis încă o dată, cei care nu vor să mai mă urmărească, frate, și sunt după haos, să nu mă mai urmărească, frate, să dea dezabonare cu mare drag. Nu am nimic cu nimeni. Am explicat și cât de cât și există și live-ul care, în care o să vă pun episod special dacă vreți să vedeți. Lăsați-mi un comentariu dacă vreți să vedeți ce mi-e, că eu mi-am dat singur și că nu m-am plâns cu aia, că eu nu știu dacă m-am plâns eu, că m-a dat de afară cineva. Am scris clar, am zis clar aseară că renunț la grad, că e așa cel mai ok și pula mea. Care mă, e blocul repușită, mă, nu vezi? Ia, poate mergi, stai. Am zis clar că renunț la grad și că nu mai vreau nimic. Și că și de acolo s-a pornit totul, că vezi, doamne, eu mi-am făcut cărca acolo și în fine, nu mai citează. Așa că vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată și sper să lăsați un like acolo și lăsați-mi un comentariu, frate, dacă vreți să vedeți partea când eu am spus cu gura mea că renunț la grad cu aia și că nu am fost obligat de nimeni sau că m-a dat cineva afară. Susțin ei că m-am plâns și că am zis că m-a dat afară, cu pula mea. Nu, frate, intrați acolo și când lăsați-mi un comentariu și o să vă las o parte din videoclip pe care eu am spus clar că mă dau afară. Da, șefule. Dar n-ai voie să furi mașina de băieții. A, îmi cer scuze, frate. N-ai voie să o furi. Ok. Și mai am o întrebare. Da. Unde faci eu job-ul ăsta? Că vreau să mă angajez de aici. Da, nu m-am plâns. Așa, nu știam care-i comand. Nu contează. Hadi, mă, să mergem ceva. Așa, nu scoți. Aia, bun. Lăsați-mi un comentariu dacă vreți să vedeți partea în care eu am spus cu gura mea, frate, ca să nu mai se audă discuții. Bă, am o întrebare, ești atât? Bun, nu, vă salut medic. Și v-am zis, cei care sunteți de pe hau și nu mai vreți să mă urmăriți, dezabonare și gata. Bun, baftă!